Alegerea noului edil al Ploieștiului din cei doi viceprimari a încins ședința Consiliului Local de astăzi. După ce s-a luat act oficial de demisia lui Iulian Bădescu, trebuia să se treacă la vot, dar consilierii din opoziție au cerut demisiile lui Iulian Teodorescu și Raul Petrescu. Grupul Partidului Național Liberal a solicitat și în grupul operativ în care s-a pregătit această ședință. Am solicitat-o și public, în presă, ca ambii viceprimari să facă un gest de onoare și să se retragă, mergând pe o figură complet nouă care să curețe această pată în care ne aflăm astăzi. Propunerea mea și susținerea mea totală sunt față de domnul Teodorescu, întrucât consider că experiența și expertiza domniei sale pot duce alături de noi toți de Consiliul Local aceste proiecte la bun sfârșit. Cred că este o chestiune de responsabilitate față de comunitate și față de toate aceste proiecte pe care le-am asumat, să continuăm aceste activități și să nu blocăm aceste proiecte. În cele din urmă, consilierii din opoziție au refuzat să participe la vot, așa că doar 15 aleși și-au exprimat opțiunea. Iulian Teodorescu a fost desemnat în unanimitate să preia atribuțiile de primar interimar. Legea ne obligă să trecem la procedura de vot. Votul, așa cum cunoașteți, este un vot secret. Având în vedere faptul că grupul PNL, înțeleg, și-a exprimat intenția și a anunțat faptul că nu va participa la vot, de asemenea și domnul consilier Radu Sopoleanu a anunțat că nu va participa la vot, totodată, potrivit legii, viceprimarul care va candida, respectiv domnul Teodorescu, este oprit a vota. Suntem puși în situația de a întocmi un număr de 15 buletine de vot. Sunt un om care va continua proiectele USR-ului, proiectele domnului primar Iulian Bădescu și îmi asum această responsabilitate în fața tuturor ploieștenilor. În perioada următoare, Iulian Teodorescu trebuie să aibă grijă în principal ca lucrările din oraș demarate cu bani de la Uniunea Europeană să fie finalizate la timp.